Deci, acum să vedem cine mai vrea să vorbească sau cine este pregătit să vorbească, cine este pregătit să vorbească, să zicem, să începem cu domnul Titu Dumnezeu, că e mai înalt, nu? Aceste zile de sărbătoare pentru Cartea Românească a însemnat și pentru prietenii familiei Andreiță din cercul revistei Bucureștiul Literar și Artistic condusă de Toman Șova și Florentin Popescu un prilej de afirmare. Ieri, de exemplu, am asistat la lansarea ultimei sau celei mai recente cărți a poetei pasionaria Stoicescu într-un moment de dezbatere intelectuală elevată, care m-a făcut să sper că nu e o cauză pierdută aceasta a culturii noastre naționale. Astăzi, o altă poetă, Iuliana Paloda Popescu, și-a lansat un nou volum de versuri în care, preluând caligrama apolineriană, izbutește să dea perfecțiune unui vers născut din marea iubire către Dumnezeu, marea iubire față de Crist. Sunt momente înălțătoare, într-adevăr, și iată acum putem să ne bucurăm de această carte izvorâtă din truda conjugată a Liei Maria Andreiță și a Rodica Ilzărescu, despre care a vorbit atât de frumos, de emoționant, domnul profesor Mihail Dragomirescu. Este o... Diaconescu, domnul Mihail Diaconescu, pentru că înaintașul domniei sale a fost la fel de redutabil, un universitar remarcabil. Domnul Mihail Diaconescu, care cred că va recunoaște în această carte și o continuitate a literaturii daco-romane, pentru că este o aderență la un spațiu, la un anume mod de a privi lumea, de a o înțelege, modul acesta etnic al românului. Despre cele două autoare știți probabil foarte multe lucruri. Doamna Lăzărescu editează o revistă de o eleganță excepțională, poate una dintre cele mai frumoase reviste alături de secolul 21. Este vorba de Pro Seculum, în care i-am urmărit semnătura. Erau două lucruri cu care deschideam revista, o rubrică a lui Dumitru Radu Popescu, excepțională și care, după mulți ani de prezență în paginile acestei reviste ce apare la Focșani, a generat o carte, Corul Morilor de Vânt, o carte cum numai Dumitru Radu Popescu putea să o scrie. Convorbirile Rodicăi Lăzărescu cu confrații săi sunt foarte interesante, pentru că nu zăbovesc asupra biografiei, așa cum se întâmplă în multe cazuri ale unor gazetare aproape de condiția procurorilor, da? Și cu cine te-ai mai întâlnit și pe cine ai mai iubit și așa mai departe, ci sunt momente de zăbovire asupra operei și asupra contextelor. Asta e un lucru foarte important în contextelor în care izvodește opera literară. În discuțiile cu Lia Maria Andreiță veți găsi, cum spunea domnul profesor Mihail Diaconescu, un fluviu de emoție, de gândire, de mărturii, din care se cristalizează personalitatea unică, spune, a unei autoare care, pornind în afirmarea artistică
mai întâi sub semnul artei tapiseriei, a anexat rapid și alte domenii de manifestare publică. A scris cărți de istoria și teoria dreptului internațional. De altfel, în această carte veți găsi foarte prezentă preocuparea domniei sale față de personalitatea lui Vespasian V. Pella, unul dintre marii diplomați români și marii juriști români, care poate sta în aceeași galaxie cu Nicolae Titulescu și alți câțiva reprezentanți de seamă ai diplomației noastre. Din păcate, Vespasian V. Pella încă nu este restituit la întreaga dimensiune a operei sale. M-am bucurat că un alt prieten al nostru, anul trecut, e vorba de Mihai Milca, a lansat la ediția trecută de la Gaudeamus o carte cu texte ale lui Vespasian V. Pella. Apoi e vorba de o biografie interesantă, o biografie care a condus-o, în primul rând, a spune, în brațele literaturii, adică în brațele lui Jean, aici de față, și acest lucru a însemnat o poziție fermă, o poziție de solid sprijin în scrierea propriilor cărți. Sunt cărți de povestiri și chiar romane, cunoscute datorită osârdiei domnului Dulu ca editor, pentru că Lia Maria a rămas unul dintre fidelii autori ai editurii Semne. Și veți găsi aici parcursul acestei doamne, diplomat într-un moment de răscruce al diplomației românești. E vorba de integrarea post-decembristă a României în structurile euroatlantice și posturile de mare responsabilitate pe care le-a deținut, mai cu seamă, mă gândesc acum la cel de la Paris și de la Roma, au contribuit la afirmarea României în această lume, din care, iată, din păcate, ne vedem și amenințați cu excluderea din când în când, dar cred că lucrurile se vor repara curând. Din păcate, doamna Andreiță nu mai face parte din corpul nostru diplomatic, că poate nu se ajunge la această situație jenantă de acum. Veți găsi foarte multe întâmplări ale vieții, cele de la Negoiești, de acolo din satul natal, care practic a intrat în literatura română alături de Humuleștii lui Crangă, de Rășinarii lui Goga, de atâtea și atâtea locuri minunate în care autorii s-au întors de fiecare dată cu icoana sfântă a copilăriei în față. Dar sunt și aceste drumuri prin lume, cum spuneam, încrucișate cu cele de acasă. În aceasta constă, cred, forța și frumusețea acestei cărți, adevărul pe care cartea aceasta îl rostește. E o carte care se cheamă Dixi et salvavi animam meam. Deci, aș încheia și eu cu vorbele cu care Papa Ioan Paul al II-lea l-a primit cândva la Vatican pe fratele nostru Ion Andreiță. Pax vobiscum! Bravo.